Sunt designer sau un designer? La o companie de registrări și producție muzicală. Primele amintiri cu tatăl meu le-am din Cotroceni, în strada Dr. Herescu, numărul 4. Intrai în casa frumoasă și mare printr-o poartă de trandafir. Am stat câțiva ani în acest cartier și nu știu cum, parcă era tot timpul primăvară. Părinții mei păreau foarte frumoși. Diminețile de petreceam pe o mică terasă și pentru mine totul era un asal senzorial fabulos. Acestea îmi sunt amintirile, culorile diminețiilor, vocea calmă a tatei, foși dintr-un plumb de arhitectură în fața casei. Pe urmă ne-am mutat în Mântureasa, am avut aminte cum ar trebui să reînvăț drumurile spre birou unde mai scria, spre dormitorul lor, spre camera noastră. Casa era veche și sobră, făcută pentru alte vremuri și alte obiceiuri casnice. Am trăit frumos și acolo, am început școala, ne-am făcut prieteni. Interesant era felul în care casa rămânea în urma lui, plecat de dimineață spre editură. Îmi părea că reverberează o reșir, rezonând într-o cromatică de frecvențe greu de înțeles, la vârsta mea. Plecase tata și iată ceva vibrat discret, dar clar în continuare, armonice grave, sobre, tensionate, dar și note clare de bucurie și detașare, de drag și chef de viață. Și era bine. După ce nu a mai fost el, nu a mai fost la fel nici casa. Clădirea Biserica Pictor Romano Giulio nr. 21 a redevenit o simplă locuință, fără chef și fără voce. Plimbările cu ele erau colosale, entuziasmante. Tatăl și fiul discutând cu un aer serios chestiuni importante de școală și viață, bătând cu pas egal străzile cu reședințe cochete din cartierul Mântureasa. Eram total confiscat de importanța momentului și pluiam încercând să facă deșteptul, în timp ce el zâmbea din spatele ochelarilor cu lentile groase, mândru, cred eu, de atâta învârță juvenilă. Bineînțeles, din când în când, întrebări bine direcționate, mă făceau să spun și ce n-aș fi vrut. Dar eram fericit că vorbesc cu tata. Mogoșoara era un alt spațiu magic. De fapt, când stau să mă gândesc, nu marele palat brâncovenesc cu parcul, cu lacul și cu păunii lui mă impresionau așa arătare. Cel mai transportat eram când intram în mesteriața cameră cu numărul 6. Mirosul de cărți, de țigară Kent, biroul cu manuscrisele în lucru, micuța baie cu aparate de ras jilet, patul dublu, jumătate timp cu cărți și jumătate ajung încă întipărit, pe așternutul făcutul datei, ceasul de buzunar așezat pe birou, ceas pe care l-am întors și eu l-am făcut ca. Ei, aceasta era adevărata țară a oglinzilor. Intram întotdeauna cu sfială, exaltat și prudent să nu stric ceva. Bă, Belitule, te bag la deci dacă strici ceva. Știi, tu n-aveți să mai ai Freda și noi pe care am amuzați de falsa lui Asprimă. Când exasperam cu frenezia, nu mai și încasam. Pedeapsa supremă erau 5 curere la fund. Într-o zi am protestat și părându-mi se pedeapsa injustă, am luat-o la goană prin casă, ne-am învârtit jumătate de oră în jurul mesei din sufragerie și într-un final am fost prins și în rigoarea legii și am spus curând. Am luat nu 5, am luat 6 curere la fund. Una am pus pentru comportament, ne vedem pe când putem. Casa Școala Mogoșoaia, casa de creație de Aretun, Tante Alice din București noi, guvernanta noastră, ședeam când ei erau plecați prin alte țări cu Alii Fabulos Vișor, Cici Popo Hasdruva. Acesta era universul nostru inocent și echilibrat, univers care a luat sfârșit pe 16 mai 1980. Ei, uite că au trecut 100 de ani de la nașterea scriitorului Marin Grea. 100 de ieri și 100 de veri, 100 de călătorii perfect în jurul soarelui. Marin Preda... Iertați! Marin Preda a plecat, dar nu ne-a părăsit niciodată. Atent și prezent, ne observă discret, ascuns în paginile cărților sale. Până la revedere, să știi că ne lipsești în mașină. Ne lipsești cu adevărat. Doamne!
Mi-aș citit acest text în premieră. E pentru timp, nu? Da, e pentru timp. Gata, ne-am decis să facem supliment. Oamenii care au venit să facem supliment, inclusiv cu acest text al fiului lui Marie Împreda, Nicolae Împreda. Calitatea lor, literă, este pentru unii o chestiune de izolie. Ne întâlnim perfect. Ce idee, nu-i așa, să mai discutăm și despre literatură când discutăm despre literatură? La fel, ideea contrară, elementară și cât se poate de justă, că romanele sale erau citite tocmai fiindcă nu corespundeau liniei de partid. Nici nu mai trece prin capul celor ce spun azi ideologi liberali. Iarăși mă întâlnesc cu fumătorul. Critici și istorici literari, nefiind ei oricum. Cu timpul, orice punct de vedere, oricât de absurd, se vede că are îndreptățirea lui. Și ceea ce e încă mai grav, orice absurditate, merită să circule liber, fără urmă de reacție. Cui pasă? Semnat, bine că a fost înregistrat, ori facem un număr, o să vă spună Ovidiu, și invit-o, un număr în revista Timpul, ori după aceea vom face și o carte, pentru că ce s-a spus astăzi aici, la 100 de ani de la nașterea lui Marie Împreda, mi se pare esențial pentru anul 2022 sau 2022. Însă, înainte de a lua cuvântul lui Auge cuvântul, iată o mulțumită. Aș vrea să am promis de dimineață că vă citesc din scrisoarea pe care Geo Zăbrescu, eu spun că Ștefan Zăbrescu, ca să-l angajeze pe Marie Împreda. Scrisoarea este din 1941, deci un băiat de 19 ani. Noi am discutat foarte mult, să știți, pe tema asta. Cum a apărut scriitorul ăsta în literatura română? Ne-a preocupat întrebarea aceasta și cred că rămâne în continuare ca destin de scriitor. Deci la 19 ani, când deja am cunoscuse pe Geo Dumitrescu și grupul lui, văzându-l Geo Dumitrescu, îi scrie lui Ștefan Popescu, v-am povestit cel care avea un supliment literar, următoarele, nu știu, de scoată de primele trei luni. Ca o introducere la ceea ce vei spune. Iubit de nene Ștef, fără a fi într-o situație mult alta decât a individului ce ți se prezintă, îndrăznesc totuși a-ți arăta cu degetul cazul de revoltătoare mizerie a acestui băiat care are pretenția de a nu muri de foame. O exprimare excelentă. De aici a pornit Marie Împreda. Odată cu angajarea aceasta și tot ce a urmat după aceea, bineînțeles, n-a mai intervenit nimeni, talentul era al lui, n-a mai fost nevoie să intervină nimeni. O vreau să nu, vreau să spun așa că noi avem o mare surpriză. Noi avem o mare surpriză pentru dumneavoastră care a stat până la ora asta. O mare, mare surpriză, dar ca să prelungim un pic această surpriză, fac și eu... E bine. E de foarte bine. E de foarte bine. Fac un pic de... Vă țin un pic pe jar și spun niște lucruri legate de cum ne raportăm noi la istorie, la oamenii care, de la care au trecut 100 de ani de la naștere. Uitați, nu avem până în acest moment un muzeu al comunismului. S-a încercat Râmnicu Sărat, acolo trebuie pus doar niște betoane deasupra ca să nu plouă și după aceea să se amenajeze vechile celule. Nu se dau aproape.
pentru niște ciment, pentru mine, nu se dau acolo. Și de 10 ani de zile, la Râmnicu Sărat, plouă. Deci, la un moment dat, acea incintă, care a fost închisoare, unde a trecut și Colonelul Focosu, nu va mai putea fi făcută muzeu, pentru că nu se va dărâma din cauza plouă. Bun. Deci nu avem un muzeu al comunismului. E muzeul ororilor comunismului. Ce nu? E un proiect, muzeul ororilor comunismului. Da, o cameră la Biblioteca Națională. Bun. Vi se pare suficient? Un proiect. Un proiect, o cameră care adună niște obiecte. Să proiect. Deci avem o cameră și trei obiecte din comunism și cu asta, cumva am spus, și ne-am raportat la comunism și ne-am făcut treaba. Sighetul, care e inițiativă extraordinară, e foarte departe. Dacă aveți niște prieteni care vin din Franța, din Italia și văd să vă cer, arătați-ne și nouă cum a fost în comunism, ce ți-ați urmă? La Sighet nu poți ajunge. La Sighet e foarte târziu. Ce nume? Haideți să... Un muzeu al amintirilor comuniste? Asta e interesant. Interesant și e bine că ne spuneți și poate... Era e scala de trebuie. Da. Pe urmă, legat de Marin Preda. La Siriștea Gumești, Siriștea Gumești este o localitate la 140 de km de București. Se poate ajunge cu un autocar în două ore. Deci niște copii din București, din Giurgiu, din Ploiești, din Pitești, pot ajunge acolo în 2-3 ore. Numai că n-au ce vedea. Există un centru memorial Marin Preda, unde e vechea clasă în care a învățat Marin Preda, în localul vechii școli, și e singurul loc bine amenajat. Băncile din anii 30 și în jurul pereților, în jurul sălii de clasă, sunt niște fotomontaje cu fotografii făcute de Vasile Blendea la diferite vârste cu Marin Preda, cu fotocopii din reviste, cu texte și mai avem și o bibliotecă în neîngrijită. Nu există un bibliotecar, nu există un muzeograf, nu există un om care să se ocupe de acel centru. Și mai există și un bust al lui Marin Preda, care iarăși putea... Toate chestiile astea pot fi puse mai bine în valoare. Dar nimeni nu știe, cred că jumătate dintre dumneavoastră sau mai bine, nu știți că există un centru memorial Marin Preda la Siliștea Gumești, iar casa Marin Preda a fost privată, a fost cumpărată de Marius Tucă, acum 12 ani, și casa aceea nu s-a făcut nimic. E casă de patrimoniu istoric. Arată mai rău decât era acum 15 ani. Da, deci arată mai rău. Și de 7 aprilie, când a fost acum, parcă zici că e casă de tip de pământ, așa. Deci, ce se vezi acolo, la Siliștea Gumești? Deci, e la cătubul ăsta. Deci, nu ai casă memorială, centrul memorial Marin Preda nu funcționează. Nu ai ce să vezi, deși un mare scriitor, Cristi Furaș. Cristian Furaș. Ăsta funează. Un mare scriitor, nu e Marin Preda, un scriitor al secolului 20, nu mai în România. Deci Cristi Furaș, am descris până acum ce se găsește la Siliștea Gumești, legat de Marin Preda. Deci un mare scriitor european al României nu e pus în valoare. Deci niște copii, dacă vor să se ducă în copilăria lui Marin Preda, n-au ce să vadă, pentru că nu e nimic amenajat la Siliștea Gumești. Nu e la București nimic amenajat. Colocul acesta, cu oricât de mare audiență ar fi avut, va trece. Au fost două zile, ne-am gândit, am vorbit, dar va trece. Ce rămâne? Deci, da, așa arată. Cristina. Da, mulțumesc, eu la final. Doamna, și voi, vă rog, finalitate de? Finalitate de co... De cel mai important. Cu multe rădări. Cu... Exact. Da. Ia-mi dă. Ia-mi dă bine? Da, vă rog. Uite,